Deci, bună ziua! Bună ziua! Se aude? Da, bună ziua! Ok, o să încercăm să fim foarte succinți. Acum avem o oră exact la dispoziție. Deconectați, vă rog, microfoanele cei care le-au conectate. Câteva anunțuri înainte de a începe ședința. Apropo, sunteți pe Facebook Live, așa că fiți atenți ce vorbiți și unde băgați degetele. În NASA am în vedere să nu le puneți. Deci, stimați prieteni, primul lucru, avem dezbateri pe buget exact în această perioadă. Noi am finalizat astăzi prezentarea tuturor consilierilor municipali pe fracțiuni distincte, pe consilieri independenți. Urmează ca ei să se documenteze în detaliu, să fixeze toate întrebările care sunt, executivul să răspundă la ele. Și pe vinerea viitoare vom începe să discutăm cu ei în detaliu subiectele din buget. Totodată, pe marți, avem discuții largi cu suburbiile din capitală, pe prioritățile care sunt formulate. La fel, miercuri vom avea discuții cu mediul de experți, think tank-uri și mulți alții implicați în această privință. Joi vom avea discuții finale pe taxe cu asociațiile de business. Vineri, cum ziceam, vom avea unele discuții cu fracțiunile care vor continua și luni. Iar sâmbătă ne dorim să discutăm în cadrul preturilor, în cadrul preturilor dumneavoastră, cu cei interesați din preturi care vor fi intervențiile pentru anul 2021, așa că am să vă rog procedural să organizați aceste discuții în preturile pe care le gestionați și să fim informați asupra locului, orei și formatului de dezbatere. Alina o să vă comunice suplimentar despre cum și când am decis să discutăm. Asta este primul lucru pe care am vrut să-l punctez. Al doilea lucru, vreau să vă spun că pe partea de cum arată Chișinău de anul nou, de sărbători, de Crăciun, într-adevăr, o să remarc și populația ne spune că arată foarte frumos în toate sectoarele. Așa cum am convenit, înseamnă că am avut o idee pe final bună, începând de la ronduri și finalizând cu spațiile publice, Squarul și Parcul Catedralei, dar și locațiile din sectoare. Eu mă bucur că poate altfel să arate Chișinău de sărbători. Mai avem foarte mult de lucru pe partea de curățenie, pe partea de amenajare. Apropo, Direcția Transport, trebuie să vedem ce facem cu străzele, dacă putem cumva să intervenim. Eu înțeleg că este amestec, dar multe străzi sunt foarte murdare, inclusiv cele magistrale. Parcă se duce glodul la vale, nu știu de unde. Ar trebui să vedem cum putem interveni în acest sens și vă rog foarte mult ca preturile să coordoneze inclusiv aceste activități, să nu așteptați oamenii să vă prezinte fotografii, imagini sau video în această privință. Ceea ce mă deranjează, Direcția Transport, și am vorbit nouă dată despre faptul că șantierele ar fi foarte bine să fie securizate. Deja am zis că aștept explicații foarte clare. Până în luni, domnul Talmaci, vă rog, de la Direcția Transport, cum s-a întâmplat că nu au găsit de cuvință să-și coordoneze activitățile, deși am vorbit din luna mai, iunie, iulie, pe partea de două proiecte pe Bănulescu-Bodoni, mă refer la rețeaua de contact, unde s-a descoperit deci pavajul instalat recent și nemijlocit lucrările de pavaj. Pentru că, repet, am discutat despre aceste subiecte pe parcursul întregii perioade. Nu trebuie să stau eu sau domnul viceprimar, oricare din ei, paznic la dumneavoastră, ca să fie lucrările făcute corect. În această privință, am zis că sunteți cei care gestionează în sectoare proiectele și vă rugăm foarte mult să gestionați corect. Domnul Copace, vă rog foarte mult până luni să primesc foarte clare ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat și de ce nu s-au coordonat și cine se face responsabil
de astfel de situații. Pe partea de trotuarele care sunt astăzi făcute în zona centrală a Chișinăului, mai ales mă refer la zona dintre Dosoftei și Varlaam, unde sunt instalate acele stații de așteptare, poate să le mutăm, așa cum au fost sugestiile, un pic mai aproape de bulevardul Ștefan cel Mare, pentru a avea o mai bună coordonare între diferite tipuri de transport, dar și rute de transport care sunt în zonă. Eu vă rog Direcția Transport să ne spuneți pe luni dacă ați examinat o astfel de oportunitate. Sunt mai multe solicitări în această privință și eu vreau ca dumneavoastră să aveți atitudine în acest sens. În rest, am văzut mai multe proiecte care au început și nu sunt finalizate. Vreau să ne spuneți fiecare foarte succint, 3, 4, 5 minute, cum stau lucrurile în fiecare sector. Vă rog foarte mult. Sectorul Buicani. Bună ziua, domnule primar general, bună ziua, stimați colegi. La sfârșit de săptămână vreau succint să mă refer la proiectele la care se lucrează la moment, încă se mai lucrează la moment în sector. O să încep cu cel mai mare proiect care l-am avut anul acesta, este Parcul la Izvor. Săptămâna viitoare vom finaliza totalmente aplicarea pavajului în zona Ghidighici până la Ghidighici, zona terenurilor de sport, și vom finaliza în întregime zona respectivă. Totodată, până la sfârșitul săptămânii viitoare, vom finaliza instalarea întregului sistem de iluminat în parc. Vreau să menționez că în parcul la Izvor am avut sistem de iluminat doar pe alee centrală, iar acum, anul acesta, vom avea sistem de iluminat în preajma, în jurul primelor două lacuri. De asemenea, la alee centrală se lucrează intensiv, astfel ca până la sărbătorile de iarnă să finalizăm. La alee centrală e dezastru. Vă spun eu, domn Preto. Da. Dar se lucrează intens. Vedeți și calitatea lucrărilor să fie cea care este necesară. Domnul primar, iată, văd că e conectat. Dumnezeu ne-a asigurat că până la ziua orașului să fie dat în exploatare cu toată zona. Împreună cu domnul Burdiumă puteți face o coră în zona. Am fost și astăzi cu direcția locativă în zona. Și eu am fost. Continuați. Oricum, până la sărbătorile de iarnă vom finaliza în întregime lucrările prevăzute pentru acest an în parcul respectiv. De săptămâna viitoare începem curățenia în zona străzii Ghidighici, în zona adiacent trotuarului. Vom nivela pământul ca să tot, inclusiv în zona Ghidighici, zona centrală. Am început săptămâna aceasta, am scos bordurile la trotuarul adiacent străzii Ghidighici și la fel vrem să începem săptămâna viitoare instalarea bordurilor ca să ieșim deja pe zona asta pe curat. A doilea proiect este trotuarul din strada Caleieșilor, parcul Alunelu, Ion Creangă. Ieri și astăzi astăzi în a doua jumătate s-au reluat lucrările. Suntem pregătiți, mâine se va lucra și luni vrem să aducem trotuarul până la stație. La stație a mai rămas o zi ca să evacuăm toată zona respectivă. La fel, vă comunic, la sfârșitul săptămânii viitoare va fi în întregime aplicat pavajul de la strada Creangă până la zona care este zona respectivă. Și de luni începem instalarea sistemului de iluminat. A treilea obiectiv în scoarul catedralei. În scoarul catedralei se instalează elementele. Toate am pregătit. Mâine vrem să aducem toate materialele ca săptămâna viitoare să
până cum am promis, până la data 25, să finalizăm instalarea inclusiv a pavajului și cu elementele și elementele respective, ca astfel ca până în, până la Crăciun să avem zona finalizată. Am finalizat evacuarea tuturor unităților comerciale din, din trecerea subterană de la Calea Ieșilor. Aici deja pregătim lunii, intră în lucrări cu sistemul de iluminat, sistemul video, demarăm lucrările. În deal, astăzi se lucrează și acolo, poate nu în ritmul care ne dorim, dar de săptămâna viitoare vom avea trei echipe. Până la sfârșitul anului mi-am propus să finalizăm trecerea subterană din Creangă 74. Asta sunt lucrările la care la moment se lucrează. Ok, examinați, domn pretor, dacă este posibil să rămână deci atmosfera de sărbătoare conectată la iluminat și ziua când se face dimineața, măcar până la ora 8:30, la ora 9, cum merg la serviciu. Am dacă nu este, dacă nu este conectat. Eu am văzut că la Ciocana s-a reușit, nu știu dacă este situația. Am solicitat și noi, ei conectat la sistemul de iluminat public și se aprinde concomitent și stânge, dar am solicitat și noi să avem o soluție ca să avem cel puțin până la 8:30. Am înțeles. Totodată mai avem săptămâna viitoare, către data de 15, încă câteva locații care vor fi aprinse iluminatul, după cum am stabilit la începutul lunii. Foarte bine. Pretura sectorului centru. Da, bună ziua, domn primar general, bună ziua, stimați colegi. La moment, din proiectul care se lucrează la moment din cele investiții din 5 milioane, avem lucrări în scoară din strada Academiei 8, 10, 12. S-au efectuat până la moment lucrări de amenajare a parcărilor din curțele respective. Este tras sistemul de iluminat. Este deja pozat și sistemul de irigare. La moment s-au efectuat lucrări silvotehnice de curățare a copacilor din scoarul dat. La moment se lucrează la amenajarea bordurilor privind aleile din scoarul dat. Lucrările nu vor fi finalizate anul acesta, conform contractului și planului. Ele vor fi finalizate în luna aprilie anul 2021. Dar până la sfârșitul lunii decembrie, adică se execută lucrări pe care le poate executa antreprenorul referitor în scoarul dat conform condițiilor climaterice favorabile care vor fi. La fel, pe săptămâna viitoare preconizăm deja și cu agentul economic care ne-a promis că va efectua lucrări de reconstrucție a subteranei din strada din șoseaua Hâncești 143 gara de sud. Săptămâna viitoare a promis deja că vine cu mostre și să ne determinăm referitor la din ce fel de mostre care vom alege noi împreună și cu dumneavoastră și ca ei să purceadă deja la executarea lucrărilor. Știm că sunt în întârziere, au promis până la 31 decembrie, dar din anumite motive și anume tehnice, privind înregistrarea utilajului, fiindcă am zis că este un utilaj nou, este vorba de nanotehnologii noi, de aceea și a durat toată procedura de înregistrare a acestora. Domn pretor, acolo sunt foarte, foarte mari plângeri pe subterana de la Gara de Sud. Foarte mari, eu v-am transmis, nu una, nu a doua, nu a treia, sunt multe și ne mișcăm foarte greu. Știm, domn primar general, dar și miroase mai ceva decât într-un viceu neîngrijit. Da, am salubrizat ieri, am primit și de la dumneavoastră, observațiile sunt corecte, am salubrizat, am trimis și poze că deja au fost salubrizat, dar asta eu nu cred că asta pe mult timp ați salubrizat. Acolo trebuie de intervenit. Știu, domn primar, și agentul economic a promis că deja începe executarea lucrărilor. Când? Deci săptămâna viitoare ne determinăm cu mostrele și cred că de cealaltă săptămână deja s-au început lucrările. Practic avem 23? Poftim?
De pe 23? Da, cam așa. Azi am semnat ceva, domnul Preator, eu vă rog foarte mult. Știu, știu. Ținem la control oricum. La fier lucrăm la moment și cu proiectările. La moment se lucrează, până la sfârșitul anului vom avea deja executate 5 proiecte. Este vorba de scoarul din strada Miorița. Este un scoar de aproximativ un hectar. Din scoarul din strada Elovei 98/2, lângă agenția Cadastru, unde a fost, unde am evacuat 23 de garaje, care erau amplasate în mod neautorizat. Este vorba de proiectul care se lucrează la izvorul la Tamara din Parcul Valea Morilor. Este vorba de amenajarea terenului de utilitate publică din cartierul Lech Kaczynski 6/1. Proiectele pentru anul viitor noi să le discutăm separat, dacă e posibil la lucrările care sunt făcute. Da, acestea care două lucrări care sunt la moment în strada Academiei și subterana de la Gara de Sud. Haideți să vedem cu la... Ok, pretura sectorului Ciucana. Domn primar general, stimați colegi, bună ziua. Vreau, domn primar, vreau să vă raportez că în sector se lucrează. La moment ce ține de subterana din Ciocana, s-a dat în lucru copertina. Agentul economic efectuează lucrările de pentru a o sistematiza și după aia a o instala. Așa, asta e unul. Ce ține de alee? Deci la pe tronsonul aleei, deci Igor Vieru Dumeniuc, au mai rămas de instalat 1000 de zidării, borduri. Deci ne propunem, săptămâna aceasta s-a lucrat în dependență de climă, dar s-a lucrat și săptămâna viitoare continuăm lucrările. Agentul economic care instalează deci sistemul video, a finisat de executat lucrările de excavare a solului, urmează de mâine să începem pozarea cablului. Așa. Astăzi am avut o întâlnire cu MOL Telecom-ul. Am discutat la capitolul Wi-Fi pe alee. Urmează să ne decidem asupra contractului. Așa. Și săptămâna aceasta s-a instalat un teren de joacă sportiv. Urmează săptămâna viitoare să instalăm și să pavăm celelalte zone. La moment, asta este situația. Și ce ține de locațiile pentru sărbătorile de iarnă, astăzi au fost finalizate. Deci Igor Vieru a fost această locație finalizată pentru sărbătorile de iarnă. Am pus accent nemijlocit săptămâna aceasta pentru evacuarea frunzișului din sector și gunoiului menager. Și pe proiectele pentru anul viitor, pe proiectări, eu vă rog foarte mult. Da, și proiectările pentru anul viitor, deci ce ține de adiacentul străzii Mircea cel Bătrân, Chișinău Proiect, efectuează proiectul. Înțeles, mulțumesc mult. Vedeți că aveți 2-3 tineri acolo care vă tot aduc aminte despre unele aspecte în spațiu public și în rețele de socializare. Vă rog mult să țineți cont. Neapărat. Sector botanică. Bună ziua, domn primar general. Referitor la subterana Taylor, se efectuează de ieri șlefuirea granitului din subterană, urmează vopsirea pereților. Săptămâna viitoare vor instala copertină la intrare în subterană. Trecerea de subterană ne-am propus să o finalizăm la data de 20 decembrie. Telecom trebuie să examineze scurgerile de apă prin fântâna prin care merg cablurile de comunicare. Luni dimineața intervin să lichideze scurgerile. Subterana Titulescu am solicitat o expertiză pentru scurgerile de apă în subterană. Sunt finisate două scări și două sunt în lucru. La subterana Dacia urmează coordonarea proiectului, este certificat de urbanism și schița de proiect.
Acestea sunt proiectele în derulare în sectorul botanic. Am văzut că astăzi ați ieșit în teren cu poliția și cu restul. Puteți să spuneți care sunt concluziile? Am format 3 echipe. Am mers un control inopinat în sectorul botanică. Am întocmit 5 procese verbale, dar nu știu, am impresia că au fost anunțați când noi venim. Cine? Nu, oamenii care vând pe străzi. Nu era nimeni. Cei cu florile au dispărut de marți. Foarte bine. Duceți-vă mai deați. Mâine dorim iarăși să mergem în teren. Mergeți în fiecare zi în teren. Okay. Absolut, e o recomandare și pentru ceilalți prieteni. Domnul Zăniuc, acolo era un litigiu în care dumneavoastră trebuia să soluționați ce este o dispoziție semnată de către dumneavoastră. Ieri au fost oameni la doamna Ionese, fac mare scandal. Eu nu știu dacă ați discutat, vă rog frumos să vedeți. Domn primar, este emisă de, pe cazul dat dispoziția din motive chiar tehnice, ca să nu spun altele. Nu am ajuns acolo, avem aproape 40 dispoziții care urmează a fi executate în următoarea perioadă. Aveți nevoie de ajutor? Nu. Plus, acolo chiar toate s-au... Am emis actul, perioada următoarele săptămâni, cum săptămâni, zilele următoare urmează a fi executată. Ok. Eu vă rog foarte mult atunci când sunteți vizați de către locuitorii municipiului, de către cetățeni, să atrageți atenția. Noastră sunteți în slujba lor, în primul rând. Ok. Sectorul Roșcani. Bună seara, domnul primar general, stimați colegi, cu proiectele în derulare în sectorul Roșcani. În parcul Afganez, deja lucrările de pavaj sunt finalizate. Este finalizată instalarea iluminatului pe partea centrală. Ce a rămas, spuneți, Divi? Da, mai bine spun ce a rămas. Azi m-am întâlnit cu agentul economic. Facem contractul cu dumnealui, cu cele 200 de mii de lei din cadrul preturii. Dumnealui promite că căile de acces adiacente parcului o să fie finalizate timp de, hai să spunem așa, 2 săptămâni de zile. Rămâne până la urmă, la anul viitor, nu știu cum o să scatem în capăt, cu havuzul. Agentul economic spune că termină până în anul nou. Eu bănuiesc că nu termină. În rest, domnul primar, ce țin de mobilă, de pavaj, de irigare, este totul finalizat. Curățenie, stimați colegi, curțile blocurilor locuite. Am văzut la televizor domn Burdiumă. Nu eram sigur la care reportaje. Trotuarele nu erau prelucrate suficient. Eu am mers pe carosabil tot orașul. Atunci când era dezastru în Republică, prin oraș era totul gestionat. Dar asta pe partea de carosabil. Pe unele trotuare am avut probleme. Iar pe unele trotuare s-a vărsat sarea, parcă a fost cu căldărușă cineva fără legat la ochi. Dacă îmi permiteți, am văzut și noi pozele. Din cât m-au informat colegii, a fost o defecțiune la o sărăriță și de ce sau a fost pe alocuri vărsată mai mult sare, dar ea a fost deja remediată. Practic, noi monitorizam împreună cu specialiștii care efectuau aceste lucrări, am monitorizat practic toată noaptea de spre ziua de ieri și nu s-a mai depistat în alte părți decât doar în sectorul Buicani. Colegi, eu am impresia că pentru ca
lucrul să devină mai eficient, trebuie să găsim cele mai lunicoase trotuare și să vă permitem dumneavoastră să vă plimbați pe ele vreo 2-3 ore. După care, dacă nu ne regăsim undeva la spitalul de traumatologie, o să fie foarte bine. Avem în față zilele de odihnă. Domnul Brânzaniuc, eu vă rog foarte mult ca să nu mă duc eu să caut băieții de-al din Nikita și restul. Presupun că ei vor veni repijor sâmbătă, duminică, iarăși. Am văzut că aveți patrulare, am văzut că... Dar, repet, sunteți direct responsabili de ceea ce se întâmplă în sector. În fiecare sector. Noi avem grupe, echipe în toată seara, inclusiv pentru zilele de weekend, angajați preturii cu a poliției, sperăm, numai că acolo au apărut și alții deja. Am grijă aici, cel mai principal. Și aveți forță să luptați cu Grișa sau Grișa e cu Vasea, Vasea e cu Nikita, Nikita e cu nu știu cine? Nu, ne descurcăm. Păi vă descurcați? Mai aveți absolut. Și în alte sectoare sau trebuie să mă duc eu în sectoare? Nu, domn primar, am creat comisii mixte și deci în fiecare seară de la ora 5 lucrătorii preturii conform dispoziției, deci de la ora 5 până la ora 7 patrulează aleia. Și împreună cu poliția, deci în celelalte sectoare. Sectorul centru? Exact, la ora 4 până la ora 9. Seara. Botanica? Fiecare zi de la orele 4 până la 9 este de serviciu. Sunt și duminică va fi mai des. Vă rog și dumneavoastră să ieșiți. Da, bine. Pe fiecare. Și în sectorul Rușcani la fel. Și, doamna Inesi, noi am vorbit că până pe data de 15 toate ghiretele din zonele unde am avut licitații sunt evacuate. Care este situația? Asta am vrut acum să intervin, să rog suportul. Deci, în susținerea poziției și eu vă rog foarte mult, toate ghiretele stabilite pe perioada estivală să fie evacuate. Deci ei urmează, după două licitații, să înceapă acum să achite loturile adjudicate. Poate să fie un șmecher din ei care a spune că pilotul meu, care eu l-am adjudicat, stă ghireta. Și să înceapă să ne facă probleme. Din momentul din care procesul este pornit, două licitații desfășurate, eu propun toate ghiretele să fie evacuate care au fost stabilite pe perioada estivală. Care este opinia, colegi? În parcurile centrale, azi seara pleacă două și mâine dimineață ultima. Trei deja s-au dus. Okay, în restul, cel puțin în cele în care au fost desfășurate licitațiile, eu vă rog până pe 15 să vă conformați. Iar în restul... Domnul primar, eu vă rog, noi trebuie să evacuăm, fiindcă se primește că cei care au adjudicat și trebuie să plătească milioane, iar ceilalți continuă o lună încă să lucreze, să facă bani și într-un fel gratis stău pe... Nu-i corect, juridic nu-i corect, moral nu-i corect, nu... Noi avem o cerere depusă că el se dezice de la amplasarea ghiretei. Și eu nu știu, noi săptămâna viitoare putem să ne trezăm încă cu 10 cereri de genul ăsta. Ce problemă? O să fie oraș fără ghirete? Foarte bine, de asta și-am zis. Dați să evacuăm ghiretele stabilite pe perioada estivală. Ei chiar n-au dreptul să stea acum. Aveți termenul de până la următoarea licitație? Deci, când e următoarea? Următoarea e pe 15 ianuarie. Când să le dăm termenul la domnul Pietru să evacueze restul ghiretei? Eu aș zice să apuce să evacueze, cel puțin până la sfârșitul lunii decembrie. Ok, cele care au fost adjudicate, chiar vă rog, în mod cel mai urgent, locurile s-au adjudicate, ghiretele... Doamne, eu vă rog până pe data de 15 să treceți în sectoare, iată astăzi e data de 11, până pe data de 15 să avem o notă informativă, unde, cine și cum stă, împreună cu imagini, foto, în acest sens.
Ne-am înțeles? Ok. Mersi mult. Vă spun o seară frumoasă și aveți grijă, vă rog, de curățenie, de cum sectoarele în care sunteți responsabili. Toate frumoase și bune. La revedere. Mulțumim.